Don't like you, she likes everyone. And I never like. Bună tuturor, eu sunt Jania și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi am un clipuleț în care să vă arăt niște chinezării. Eu ador să cumpăr după AliExpress și mi-am cumpărat un pic de lucruri care le aveam acolo de mult și tot ziceam, hai să fac clipul, hai să fac clipul și n-am mai făcut clipul. E Mateo acolo, îi se vede freaza. Și haideți să începem. Eu nu le-am probat, o să le probez cu voi și o să vă spun părerea mea despre ele. Aici am, îi spune Bio Aqua. Este Keep Skin Young and Beautiful. Cu aur de 24 de carate. Și că este ceva pentru față cu aur în el de 24 de carate. Hai să vedem ce face asta. Arată așa. Are niște chestii aurii aici înăuntru. Acum nu știu dacă... Vrei să-l vezi? Da. Acum nu știu cât e de aur asta. Să sperăm că nu ne cade fața. Și... Da, cel puțin e mișto cu cutiuța asta. Pe cagiunul. A, se desface așa și are o pipetă. Ia-mă. A, bă, dar niște aur! Vreau aurul. Și hai să ne dăm pe față. Hai să facem ca alea pe Instagram. Mă, le-am pus tot pe frunte. Ia să vedem ce face aurul pe fața noastră. Mai tare ca Cleopatra, băi nenici, că aurul era folosit în antichitate de Cleopatra să se facă frumoasă. Cred că asta este ca aloea. Nu miroase urât, nu miroase nimic. Cel puțin n-a scuipat ăștia de-a. Și hai să așteptăm un pic să vedem care este treaba. Vă dați seama că nu scrie nicio limbă aici ca să înțeleg și eu, să vedem ce trebuie să faci. Da, da, asta îți rămâne aurul pe tine. Mi-a rămas aici pe mine așa clipeli. Ăsta atunci e mișto să ți-l dai seara ca să... Fua, ești cu aurul pe tine, mă! Mai cocalară ca bine nu este pe pământul ăsta. Hai mă, nu să usuc, că rămâne lipicios așa. Mă simt decât un pic mai moale așa, nimic de deosebit. Hai să trecem mai departe. Aici și că e o cremă pentru ochi. Wonder Eye Cream. Are niște, cum mi se spune, fructele de pădure. Keep Skin Young and Beautiful. Îți dai seama. Da, uite mai are sigiliu aici. Ăsta. Vă dați seama că chestiile astea costă extrem de puțin. De 1 euro, 2 euro, cam așa ceva. Hai să încercăm. E nu așa. Și că e pentru ochi. Eu îmi dau decât la un ochi, că eu sunt și așa sensibilă. Dacă mă ustură, să vedeți în direct aici. Ia mă să-mi dau și pe aici, acolo, unde mai am riduri. Poate mi se întinde ridurile. Miroase frumos, miroase a cremă. Ia mă să vedem. O fi de aia de cercăne asta. Nu mă ustură. Nu mă ustură chiar deloc. Și o simt foarte mișto la... Simt ochiul fresh. Îl simt... Nu știu dacă vedeți, dar... Parcă mi s-a desumflat un pic cercănele.
Wow! Să vedem. Am ochii un pic mai întins așa. Wow! Thumbs up! Haideți mai departe. Tada! Aici am, este o mască de buze. Nu știu dacă o vedeți. Așa mare, forma de buze. Și e scris în mare chinezească, dar scrie expirare aici, mă vezi? Bravo! 2020 expiră. Și haideți să desfacem să ne punem pe bot. Pe botic. A, să desfaci așa. Stai. Și înăuntru are asta. Are niște zeamă aici. Stai, o să ne punem pe botic. Am stat 5 minute cu chestia asta pe buze și vreau să vă spun că te simți nemaipomenit, îți moaie buzele, te simți așa de fresh, atât de... mi-a plăcut la nebunie și simt buzele foarte, foarte hidratate. Măi nene, până acum numai ăla cu aur nu m-a, n-a fost cine știe ce. Ăsta cu cearcănele, mi s-a întins un cearcăne și ăsta e super mișto pe buze. Aici am pentru pus sub ochi, zice Cristal Collagel Gold și ăsta are aur în el. Astăzi vreau să mă îmbrac, măi nene, în aur. Îmi pun aur pe mine, fără număr, mare cocalarea să sunt astăzi, cu aur pe mine. Păi nu mai ne ajunge voi să ne punem aur pe la gât, trebuie să ne punem și pe față și pe ochi. Și ăsta să pune sub cearcăne. Uite, mai a rămas aici în urmă. Ia să văd. Ia lune, că mă, nu iese de aici, e de aur, mama mea, mamă, hai mă să ne punem aurul pe noi. Oh, ăsta stă așa, deci pot să vorbesc cu voi între timp. Să vezi eu, bine, să sperăm că nu mă umplu de bube azi cu tot aurul ăsta pe mine. Ia uite, bă, hai mă să punem mai sus. Stăm așa și așteptăm. Să încercăm pe ăsta, vi l-am arătat, așa. E pentru punctele negre și bine că nu e cremă de aia neagră ca să-mi ardă fața. Asta e niște leocupla și zice aici, prima fază, a doua și a treia. Și haideți să încercăm. Asta e tot la bioacu, ai spune. Are aici un șervețel. Cred că asta și că deschide porii, cred eu. Îl pun aici și pe nas. Astăzi am făcut mai drăcimă. Am, așa. Stai mă, că avem aurul pe ochi, mă. Așa, mă, să dă cu asta. Cred că, ia să vedem, scrie și într-o limbă în care să înțelegem, dar scrie în engleză. Stai mă, zice. Stai 10-15 minute cu ăsta pe nas. După aia pui iar 15 minute leocoplastul ăsta. De atunci, hai să oprim clipul și ne vedem peste 15 minute. Hai mă, că 15 minute a trecut, hai să ne dăm jos și cred că este cazul să dăm șaurul de la ochi. Nu mă ustură, nu nimic, nu simt absolut nimic. E decât rece așa și îl simți fresh, dar rest nu simt, nu văd. Probabil trebuie să le folosești mai mult chestiile. A, vreau să mă scuze, să dai cu aurul pe față. Nu să-mi pun mai aici, căci că aurul îmi moaie pielea.
că eu aici am piele mai uscată. Ia dacă mi le pun aici. Să vedem ce face aurul pe față. Bine, aici simt ochii mai nimic deosebit. Să-i dau un 5, așa, ca să zici tu că ai făcut ceva pe... Așa, mă, mi-am dat cu ăla o față și acum să rupem al doilea. Dar mă, curge după aici, zemă. Zamă! Curge zamă! Aici are leucoplast. Da, n-am înțeles, trebuie să te usuși pe față. Trebuie să luăm șervețel. Așa. Și să ne punem chestia asta. În fine. Și o punem pe nas. Între timp cât stăm cu asta pe nas, să trecem la următorul produs. Este acid ialuronic și hai să încercăm să ne-l punem pe cum îi zice, aici unde am riduri mai multe. Are așa un căpăcel. Mi-a intrat mă ăsta? Bă, dar l-a făcut complicat, ăla nu să lua plasticul după el. Asta nu intră capacul. Intră aici. Gaură, bă, nu intră gaura. Nu vrea să mă fac eu mai tânăr. A. Hai mă, să dăm aici așa. Să vedem, să întinde ridurile. Deci că acidul ialuronic regenerează treaba cu ridurile. Ia să vedem. Hai să-l lăsăm acolo și ne vedem peste 15 minute. Tata, m-au trecut 15 minute, hai să ne dăm întâi aurul după față. Mamă, ce bine mă simt eu, mă simt mare cu calarea asta azi cu aur pe mine. Dar n-a făcut nimic, că eu am exact partea asta, aici am uscățit, așa mai uscată și nu se simte nimic. N-a făcut nicio treabă, bă, pe uscăciunea mea aici. Nu, decât... Deci... Astea de aur... Nu e bun. Dislike. Și hai să vedem treaba aici, sperăm că nu mă roșesc chiar. A, nu, nu, că nu trage pe... A, mi-a rămas gel pe nas. O să vedem ea jecul. Da, mă, câteva puncte negre a luat. Nu știu dacă nu se vede. Dar văd aici câteva puncte negre. Bine, eu nici nu am exagerat de multe. A, uite, se vede pe aici. Deci, chestia asta pentru puncte negre, mi-a spusese Mirosela că era că funcționează și vor mă zici că să-ți dai cu asta pe maclava asta aici, a pus tot pe... Astăzi mi-am măzgălit toată fața. Am făcut mai mizerii pe aici. Înțeai, ca ventol așa. Dar tot, chestiile la chinezești au toate aceeași consistență, ca gelatină, așa, ca aloe. Gata. Deci, pentru asta, pentru nas, tamțap, și hai să vă spun de acidul ialuronic. Băi, nene, deocamdată nu s-a văzut nimic după 15 minute, deci nu. Cam asta a fost, am fost șoarecele vostru de laborator astăzi.
O să vă las în info box link-urile de unde am cumpărat minunile astea chinezești. Mai am ceva pe aici? Nu, nu mai am nimic. Sper că videoul v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să-mi lăsați în comentarii dacă și voi ați încercat produse din astea și dacă v-a plăcut sau cum, ce mișto mă simt pe care mentor, mă simt foarte fresh. Nu uitați să vă abonați și la al doilea canal de vloguri, Janina Italian Style 2.0, dați un like și urmăriți-mă pe Instagram, Janina Italian Style. Ciao!